Revenim în direct cu Adrian Păunescu, Radu Pietreanu, Axinte, ceilalți invitați care vor să pună la cale reînființarea Cenacului Flacăra ca să aline durerea românilor în aceste vremuri de criză. Aici, în fața domnului Adrian Păunescu, am și instalat acel stativ de microfon cu care s-a obișnuit câți ani? 30 de ani ați avut în față. Gesticulez mult. Da. Dar nu știu dacă l-ați lăsat 5 minute să stea pe locul lui în timpul Cenacului. Totul vreau să-l smulgeați. Mai veneau bilete din sală și acum vin SMS de la trăsători la 1333. O să vedem care dintre trăsători va fi răsplătit cu o piesă de mobilier de aici din studio, dar până la alta toți vor fi răsplătiți cu încă o melodie, nu? Ce urmează, domnul Axinte? Da, ce? După folte. Gipsane, ce piesă ne cântați? Flinta. Încă o piesă celebră, da? În Cenacul Flacăra. Flinta mea cu șapte focuri m-a străbunit.
foarte frumos. Zice Ioniță din Bacău: domnule Adrian Păunescu, vă rog dacă puteți să recitați, dacă puteți, cântec pentru țară bonlavă și la muncă derbedei, care se potrivesc foarte bine vremurilor pe care le trăim. Deci sunt și alte poezii, da, care se potrivesc bine. Se potrivesc, dar uite, una am adus-o de pe cele 12 CD-uri Cenacul Flacăra, pe care le-am scos în acești 2 ani și jumătate. Și se numește Parastasul. E o poezie scrisă în 1992. Aș vrea să rețineți, pentru că e important în ce măsură poezia e reportaj și nu e rău nici asta, să spună ce e sau premoniție, să spună ce va fi. Așa că am să rog să se dea drumul acestei poezii, repet, din 1992, și să vedem ce am greșit. Da, și Vasile din Suceava spune: eram copil în clasa 8-a, stăteam treaz miercurea noaptea până la ora 1 noaptea cu radioul la cap și ascultam Cenacul Flacăra. Ce vremuri erau odată. Era și o emisiune la radio, o dată pe săptămână. Da, dar nu mai poți face. Fac la Reșița și la Craiova emisiune. Da? Valorile muzicii tine. La București, era joia. La București nu e loc de mine. Da. Haide să ascultăm. Să aștept o săptămână, că scriam versul 1 și 3, că nu puteam să scriu repede. Și așteptam cu o săptămână să scriu. La un dat alternat și cu Bancuri emisiunea la radio. Era o emisiune care le ascultam, da. Păi a fost și Dor Octavian. Da, era cu de toate. Haide să auzim. Auzim. Parastasul. Parastasul. Biată țară în criză financiară. Din picior de plai și gură de rai a ajuns Maidan pentru fiecare golan și tomberon pentru fiecare avorton și desagă pentru fiecare inițiativă beteagă și coridor pentru fiecare infractor și casă de fier pentru fiecare premier și gazdă bună pentru fiecare minciună și muncă în zadar pentru fiecare gospodar și profit pentru fiecare neofit și dobândă mare pentru fiecare trădare și stingător numărul zero pentru fiecare foc al lui Nero și suflet caritabil pentru fiecare contabil și pahar plin pentru fiecare vecin și tentația de la apus pentru Imperiul Rus și lumânare de ceară pentru fiecare provocare maghiară și avere care încotro pentru fiecare embargo și bordel nesătul pentru șoferii de la Istanbul. O, țara țăranului mort, ai început să aduci grâu din import, vezi să nu cumva să te zbați să cumperi ceva munți, Carpați și să vină vreun prim-ministru dezinvolt ca să importe ceva Mureș și ceva Olt. O, biată țară, biată țară, mai mult te omoară cine zice că te repară și ție ți-e greu că în fața lui Dumnezeu fiecare derbedeu vrea să te facă deșeu și ți-e silă și ți-e milă și cu mințenia ta de prăsilă a devenit inutilă. Biată țară, biată țară, popor în poziție reglementară, sub toată urgia planetară care când te repară te și omoară, de-ai ajuns întrebare fără răspuns și devii maternitate fără copii și te-au transformat în femeie fără bărbat și vor văduvie să-ți dee de bărbat fără de femeie. Ca să fii legea fără de lege și fără de legea în plină lege, semănarea de moarte în toate cele 7 arte și semnul lipsei de trebuință pentru fiecare știință și societate cu mâinile tăiate și târg cu vânzător fără sârg și fântână cu apa într-o rână și răstignire în fiecare mânăstire și înviere amânată pentru altă dată, toate te încercare și te subțiară, biată țară, vecinii te sfâșie, salvatorii tăi întârzie, Românie, Românie. Și din exces în exces socotelele nu-ți ies. Oricine e mai bogat ca tine, orice nevrednic îți ajunge sfetnic, nimenea și cu nimica ne învață ce e frica. La capătul de sus al cozii sau îmbogăține rozii se ispășesc păcatele, se fură palatele, mărșăluim de-andaratele. Dascălii de matematici sunt foarte apatici. Dascălii de rațiune nu mai au ce ne spune. Dascălii de fugă ne declină și ne conjugă. Dascălii de geografie ne crucifică și ne sfâșie. Dascălii de română abia te îngână. Biată țară, biată țară, te repară, te omoară. Când trăiești în socialism, ți-e dor de capitalism. Când trăiești în capitalism, ți-e dor de socialism. Dacă te apuci de ceva, te gândești la altceva. Și parcă peste toate suferi de ubicuitate, suferi de prețuri mari și de plecare de cărturari, suferi de un fel de transă care te-a lăsat fără nicio șansă, suferi de un fel de insolență nato, sedus-o, prădat-o și abandonat-o,
parcă ai brațe paralitice și suferi de partide politice și nu-ți mai revii din niciun fel de maladii. Când te îmbolnăvești de nervi, iei nevroza și o conservi. Te bați pe tine când te vezi în oglindă și nu e boală să nu te cuprindă. Îl omorâră cum îl omorâră, de lăsa sângele din el dâră, pe ăla de dărâma fără voia ta, dar acum dărâmă toți, că sunt și nepricepuți și sunt și hoți. Cine pe cine să mai omoare, că ar trebui să tragă fiecare în fiecare. Țară tristă, țară nefericită, aia nu e coroana, aia e copită pe care ți-au pus-o pe frunte ca să te umilească și ca să te înfrunte, că fiecare criminal învață la seral din fiecare serial cinismul, lichelismul și oportunismul, fanatismul, servilismul și cameleonismul și mai ales pofta de crimă care ne urmărește și ne animă. O, țară fără noi, ai pornit înapoi, vremea ta a trecut, tu te-ai întors la un fel de viitor în trecut. La ora învierii vin gunoierii, întinde-le podul să-ți cânte prohodul, întinde-le palma să scui pe sudalma, boală bolnavă de o nouă gâlceavă. Țară în țărână, sub mână păgână, măcar rădăcina să-ți mai rămână. Când o fi și o fi, și poate ne-om îndrăveni, să facem din noapte zi și din moarte nuntă, în patima cruntă, și să se scoale neamul și râul și ramul și să se audă din fiecare sat ca un ecou fidel și curat, ca un parastas retehnologizat. Adevărat, adevărat a înviat. 24 iunie 1992. Da, e foarte actuală, da? Incredibil de adevărat cum se potrivesc toate. Da. Așa e, așa e. Trist de adevărat. Ai microfon? Țara era la fel, da. Era și atunci în criză. Păi da, de-aia m-ai întrebat cine e de bine. Da. Pot eu să spun, după ce am scris asta în 92, că e de vină doar ultimul sosit, ultimul... Nu. Nu, este... Haideți să-i felicităm pentru că au respectat cu totul indicațiile dumneavoastră din 92. M-a învățat Brucan. El spunea, 20 de ani o să... Da, nu m-a învățat Brucă nimic. Da, v-a inspirat. Nu m-a inspirat. Chestia extraordinară este că foarte mulți poeți nu știu să-și spună poeziile. Aici nu e caz. Da, depinde și ce poezie spui. Da. Că de exemplu, Foaie Verde, trei parale bunei gura dumitale, nu e la fel de... contează foarte mult substanța. Substanța își formează cuvântul. Substanța aia să te doară. Asta este chestiunea. Pentru că eu în toată cariera mea, deși firește că am făcut și greșeli și am avut și excese verbale, eu am crezut în ce am făcut. Și am crezut că e un fapt pozitiv, de exemplu, să apărăm ideea de suveranitate națională. Nu ne atacau americanii. Eram în primejdie aici, în răsărit. Și vă mai spun o chestie, și suntem. Și facem și toate eforturile să-i provocăm pe cei din jurul nostru. Noi trebuie să fim înțelepți. La noi trebuie să se petreacă un fenomen de maturizare și de comprehensiune, să putem lăsa viitorului o altă România. Noi am desfințat toate izvoarele și ne mirăm că nu mai e apă la șurubul din casă. Păi sigur că nu mai e. Nu mai e pentru că nu sunt izvoarele pornite. Cum dacă am ajuns, repet, să importăm scobitori și sare? Da, exportăm copaci ca să se facă acele scobitori. Exportăm copaci pe nimic și cumpărăm scobitori la pe mult. La prețul unui copac. Sigur. Asta e și sare. Cum, nici ognaș nu mai avem. Să scoată sare. Noi suntem singura țară din Europa care avem sare cu iod. De ce romanii importau din Dacia sare? Pentru că era singura sare cu iod. Nu importau, furau. De ce nu luau din Germania și din alte țări supuse Imperiului? Zice și un alt testator, ceea ce spune domnul Ponescu, vreau și eu să vă transmit, fără o industrie și agricultură, nu există produs intern brut. Cei care au fost la conducerea țării, mă rog, și actuali, sunt atât de corupți că nu mai pot scoate țara din criză. Nu mai corupți. Face peste noapte agricultură și industrie. Nu totdeauna sunt corupți. Uneori sunt incompetenți. Sunt și corupți. Și asta e probabil chestiunea cea mai enervantă. Și cea care apare cel mai tare în... Pentru că nu poți, de exemplu, să fii ministrul finanțelor, care e un băiat deștept. Și să ai atâta avere
și să facem fiecare zi teoria sacrificiilor pe care trebuie să le facă poporul. După părerea mea de umorist, sunt prea mulți consilieri pentru un ministru. Adică dacă ăla nu știe nimic ce să facă și vine aia să-i spună de ce mai e ministru? Da, de ce nu sunt direct consilieri? De ce nu-mi iau și eu consilier să mă învață cum să trăiesc, să mă învețe cum să trăiesc? Nu, da, direct consilierul să fie ministru. Da. Dacă, nu, dar asta amestec... Are vocea spartă și ministrul zice mai bine ideea pe care o dă. Amestecul ăsta purulent de politică și pricepere economică, amestecul nenorocit al politicii peste tot, reprezintă una dintre marile pierderi ale României. Departe de a fi un câștig. Chestia aia că fiecare partid și-a lăsat omul într-un loc și s-au făcut câte trei directori în fiecare județ, la fiecare instituție din aceasta descentralizată. Este caricatura nenorocită a situației. Zici, dar poate ies acum toți românii în stradă și apelează guvernanții la dumneavoastră să îi liniștiți. Am mai apelat unul. Da, păi asta zic. Nicolae Ceaușescu. Știu, da. Nicolae Ceaușescu m-a invitat. M-a invitat, nu, dar... Aveți prea multă influență. Dar enigmă, până la urmă. Da. Cum a fost? În 21? În 21 decembrie. 21. Și nu v-ați dus, n-ați vrut, păi sau... Păi cum zice? I-am spus la Ceaușescu. Ce să fac? La cine? Pe ce să mă bazez? Ce să le spun? Suntem într-o situație imposibilă. Și el nu s-a supărat. Nu există situație imposibilă. Nu se poate că... uitați, ce pot eu să zic când prietenul meu bun, marele nostru scriitor Fănuș Neagu, un om pozitiv, iubitor de țară, e atât de disperat că a plecat la Sinaia să se închidă acolo și nu mai pot oamenii. Dar Ceaușescu, ce zicea despre cei din stradă? Că sunt puși de străini sau nu. Credea și el nu, că nu. Sunt nemulțumiți? Uneori mie nu mi-a spus asta. Mie mi-a spus că trebuie pornit de la situația dată și că trebuie să merg eu în piața universității sau că lasă televiziunea deschisă toată seara, și-a și lăsat-o, să mă duc și să spun... Eu eram după 5 ani de excludere. Da, da. Da. Păi ca și acum sunteți, tot seamănă așa. Puțin perioada. Așa este. Așa. Nu ține seama nimeni, nici ai mei din partidul meu. Nu ține seama. Dă-l-am acolo de Păunescu. Vorbește și el. Dar eu nu-i urăz, din potrivă. Pe ăștia din partidul meu chiar îi prețuiesc. Dar sunt și oameni în alte partide pe care îi prețuiesc. Ei, n-am voie. Ei, uite, eu am voie. Eu sunt de stânga. Uneori sunt însă atât de dreapta, cum nu e niciun partid de dreapta. Dimensiunea națională, dimensiunea istorică, tradiția, respectul pentru strămoși, încrederea în poporul meu, astea sunt toate de dreapta. Pentru că stânga a fost eminamente revoluționare. Reforme, chestii. Bun. Dar el îmi cerea atunci o chestie imposibilă. Să liniștesc eu într-o oră, mi-a zis și că îmi dă cenacul înapoi. Da, da, v-a promis tot. Îmi dă casa de la Breaza înapoi. Îmi dă tot. Deci, și-am zis așa, dar dumneavoastră vorbiți despre lucrurile astea ca și când știți că m-ați nedreptățit. Dragă, am și afirmat, trebuie să te lovești câteodată cu capul de pragul de sus, ca să-l vezi pe de jos. Și am zis așa, că asta e valabil nu numai pentru mine. Și pentru el. Și asta vă spunea el pe 21, da? Cu 4 zile înainte de a muri. Era profund schimbat. Era profund speriat. Și spunea, tovarășii n-au vrut, n-au fost de acord, nu m-au lăsat că m-aș fi dus eu în piața universității pe jos. Eu spun că făcea un gest curajos. Îl huiduiau puțin, mai horeau la el puțin. S-ar putea să fi dat lovitura, cine știe dacă dar putea așa întoarce masele da atunci. Nu mai spun ce atmosferă era între cei din jur, când m-au văzut acolo, când m-au văzut... aș fi scris unul, era un film cu Rondou, nu știu care, acum nu știu câți ani. V-a chemat acolo la Comitetul Central? Da, sigur. Am crezut că ați vorbit în telefon. Nu, la telefon am vorbit cu Ștefan Andrei, care avea înțelegere cu mine să vină la ora 8 seara la noi. El venea. Când eu eram interzis, când eu eram necăjit rău, Andrei Ștefan venea și îmi spunea această chestie. Am venit să se știe că sunt alături de tine. L-a și certat Ceaușescu la un moment dat. Ce tu mergi la Păunescu? Și a zis, da, și a zis, da, din județul meu, suntem prieteni.
Și trebuia să vină la 8. Și mi-a dat telefon și mi-a spus: Adriane, n-am să mai pot veni. Nu se știe dacă mai pot veni vreodată. Aici e o mare nenorocire. La revedere. Poate ne mai vedem vreodată. Așa că am trecut prin momente grele. Cine ar fi avut curajul atunci? Eu eram în fața plutonului de execuție, că el nu privea chestia asta ca pe un, ca pe un apropo pe care îl face un mesean unui lăutar. Hai bă, cântă-mi și mie ceva. Nu, el spunea că e o sarcină de partid. N-aveam cum să fac. Eram... Nu mai spun că după aia, de câteva ori, a venit Gelu Voican din piața universității. Dom'le, cine vorbește despre Gelu Voican și nu vrea să țină seama că ăsta a fost autentic, ăsta a fost un nebun. Ăsta a venit cu 7-8 luni înainte de nenorocirea prin care s-a filmat el și mi-a spus: dom'le, dacă ăsta nu se astâmpără, mă îmbrac în dinamită și mă arunc sub mașinile lui. Dar de unde îl știați pe Gelu Voican? Păi sau el de unde vă știe? Din liceu, după aia am avut... era un măgar că se dădea la o fată cu care eram eu în... Pe care o iubeați dumneavoastră, da. Deci de la o fată. Da. Ce se numea fata aia acum? O, a murit, sărac. Da, era fata Cornelia. Majestate, îmi permiteți? Da. Excelență! Da. Să readucem atmosfera cinecului Flacăr aici la OTV, dar nu prea mai știu versurile bine, așa că o să mă ajutați dumneavoastră, da? Să vedem dacă le știu și eu. Ia să vedem pe Axinte, cântând pe scena cenacului Flacăr. După atâtea grozăvii care mai sunt și înaintea celor, și înaintea celor ce vor fi, noi cei simpli și cei buni, noi cei simpli și cei buni de pe pământ, vrem o altă ordine de zi, vrem o altă ordine de zi. Recunoaștem, sunt probleme fel de fel. Recunoaștem, sunt probleme fel de fel. Se tot vinde pielea unui urs, se tot vinde pielea unui urs. Dar înaintăm, dar înaintăm solemn acest apel. Dar înaintăm acest recurs. Dar înaintăm acest recurs. Viața noastră unde e? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră unde e? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? În cuprinsul tarei noastre de valori, peste aur și argint și diamant, pentru noi ca simpli muritori, viața-i lucru cel mai important. Haide să uităm să viețuim ure, mai avem pe lume ce iubi. Și să dui de surogate până-n gând. Să refacem ordinea de zi. Să refacem ordinea de zi. Dacă-i bal, atunci să fie totuși bal. Dacă-i bal, atunci să fie totuși bal. Protestăm în modul cel mai crud. Protestăm în modul cel mai crud. Nu vrem milă sau concediu medical. Nu vrem milă sau concediu medical. Vrem să ne înscriem la cuvânt. Vrem să ne înscriem la cuvânt. Viața noastră unde e? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? În cuprinsul tabrei noastre de valori, peste aur și argint și diamant, pentru noi ca simpli muritori, viața-i lucru cel mai important. Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Come on everybody! Viața noastră!
Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Extraordinar. Un moment unic pentru prima oară pe scenă, vedeți Radu Pietreanu, Axinte și împreună cu domnul Adrian Păunescu. Acum însă am să întrerup puțin acest concert aici al Cenacului Flacăra pentru momentul extragerii. E un premiu record, 120.000 de euro vor fi acordați în această seară chiar de domnul Adrian Păunescu. Să vedem ce trăsătură o să câștige banii. N-am mână bună la... Nu are nimic acum. Domnul Axinte și domnul Pietreanu au mai dat și nu. Acum e cazul să dați dumneavoastră. Revenim imediat. Nu vorbim de bani. Urmărește Dan Diaconescu Direct. Poți câștiga premiul zilei în valoare de 120.000 de euro. Revenim în direct pentru momentul celor 120.000 de euro. Reamintesc cele trei condiții simple. Prima, să fiți extrași în această seară. A doua, să aveți un SMS valabil transmis și la extragerea de ieri. Și a treia, desigur, foarte importantă, să vă uitați la OTV în acest moment sau să știți ce s-a întâmplat până acum în emisiune. Acum, la indicația specială a domnului Adrian Păunescu, Ruxandra, mâna sa dreaptă, va apăsa butonul cel roșu pentru amestecarea. Să spuneți când, domnule. Să spuneți când. O chestie care va circula. În spate vedeți pe panoul gigant căsuțele acum goale, să vedem cu ce numere se vor umple ele. Să-i spuneți lui Sandrei, maestre, nu când vă spune domnul Păunescu, nu oricând. Ce să facă? Să pornească. Să dați-i comanda să pornească, da. Cum dădeați mea să pe scena cenaclului. Da. Când să fac? Așteptați. Știți că domnul Păunescu era un dictator pe scena acolo, așa și aici. Sănătate. Acum, numerele se amestecă. În timpul acesta, poate domnul Axinte sau domnul Pietreanu să mai cântați o piesă, să se amestece foarte bine numerele pe ecran. Sunt un număr record de SMS-uri, peste 1.000.000 de mesaje de la telespectatori. Să vedem care dintre telespectatori va fi alesul. Tot domnul Păunescu o să zică stop la un moment dat, da? Domnul Păunescu, să-i spuneți Ruxandrei, numerele se amestecă, de pornit au pornit. Sunt ușor de pornit și greu de oprit. O să vedem exact, vreau să privească telespectatorii această rostogolire, fiindcă nu mai vreau să avem reproșuri, că nu se amestecă foarte, foarte bine numerele. Câți bani sunt, Dane? Cum? Câți bani sunt? 120.000 de euro, peste 5 miliarde de lei, deci o avere. Gata, opriți. O melodie cât mai scurtă, să nu întârziem foarte mult momentul. Când dă comanda. Clopote sunând reîntregirea și sufletul ia foc în clopotar. 1 decembrie reunirea. 1 decembrie reunirea. Și strălucirea României mari. Strălucirea României mari. Mihai Viteazu intră în catedrală. Și are harta Daciei în mâini. Întrânsul cu revista se răspoară. Și apoi pe vatra lor se nasc români. Cât flamura roșgalben albastră. Nu este prag. Și steag și ideal. Veniți români. Veniți la meca noastră. Veniți la Alba Iulia Nardeal. Veniți români. Veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulia Nardeal. Și iar începe clopotul să bată. Și sângerează sutele de ani. În osul nației s-au odoroată. Mușcând din Horea, Cloșca și Crișan. Și iar la Alba Iulia din Plastie. Pe care ardem și ne batem toți. Când dinspre Apuseni răsare Iancu. Ca un Iisus Hristos. Cu chip de moț. Cât
roșu galben alb. Flamura roșu galben alb. Ne este prag. Ne este prag și steag și dal. Veniți români. Veniți români. Veniți la meca noastră. Veniți la meca noastră. Veniți la Alba Iulian Ardeal. Veniți români. Veniți la meca noastră. Veniți la meca noastră. Veniți la Alba, veniți la Alba Iulian Ardeal. Incredibil. Foarte frumoasă piesa. Acum domnul Păunescu, să dați comanda stop, vă rog, stop la extragerea noastră. Stop. Și Ruxandra a apăsat butonul roșu. Vedeți numărul câștigător din această seară. Trăsătorul care s-a îmbogățit la indicație domnului Adrian Păunescu a trimis următorul SMS MF 584290790 în plină criză. Premiul va fi așadar de 120.000 de euro. Reamintesc că există un minim garantat de 5.000 de euro în cazul în care condițiile de care v-am vorbit nu sunt îndeplinite toate. Pe coloana de jos, telespectatorul trebuie să aibă și un SMS valabil trimis la extragerea de ieri. Asta o să ne afișeze oricum calculatorul nostru, să vedem ce ne va spune cel extras sau cea extrasă. Domnul Păunescu, cine ați vrea să câștige premiul în seara asta? N-am nicio prejudecată. Nicio preferință, da? Poate să fie de la orice partid, poate să fie Doamne ferește. Femeie sau bărbat. Din față înseamnă mi-e foame. Mi-e foame, da, mi-e vine de la mi-e foame. Hai să vedem, sună. Mi-e foame, tată. Sună, să vedem cum răspunde. Dacă nu răspunde din patru încercări, facem o extragere puțin mai târziu. Dacă nu răspunde cu Alo TV, de asemenea pierde premiul întreg pus în joc. Da. Alo, bună seara. Da. Alo. Bună seara. Bună seara. Ați trimis un SMS la 1873? Da. De ce l-ați trimis? Poftim? De ce l-ați trimis? Oare de ce? Cum vă numiți, doamnă? Scuze Florentina de deranj. Florentina David mă numesc. Doamna cum? Florentina David. Florentina David, de unde sunteți? Din ce oraș? Din Bacău. Din Bacău. V-am deranjat ca să vă dăm 120.000 de euro. Am însă o problemă. Dumneavoastră, ați trimis un SMS și la extragerea de ieri? Am trimis 8 SMS-uri. La extragerea de ieri? Aseară le-am trimis, pentru astăzi, probabil. Aseară pentru astăzi, dar l-ați trimis după ora 22 ieri? Să știți că nu mai știu ora. Calculatorul meu îmi spune aici că este inexistent SMS-ul transmis pentru extragerea de ieri, dar să mai verificați dumneavoastră o dată acasă. Cel câștigător cu care ați câștigat astăzi l-ați trimis la ora 23 și 34 de minute azi noapte. Mi-l puteți citi însă? Eu am 8. Cum? Eu am 8 mesaje. 8. Conform legii lui Murphy, citiți-l pe ultimul, el trebuie să fie ultimul. De exemplu, MF. Da. 574487. Nu e bun, nu e bun altul. Alt. Bun. Dați-l deoparte altul, vă rog. MF 54. Nu e bun altul. Altul. 51. 96. Altul. Al treilea. 56. Altul. Altul al patrulea. Este ultimul. 4290. Da. Mai departe. 90790. Da, foarte bine. Asta acesta e bun, este codul. Asta bun. E cel câștigător. Din păcate, doamne, fiindcă nu v-ați uitat la OTV în momentul extragerii, pierdeți 115.000 euro, vă rămân 5.000 euro. Ce ziceți, domnul Păunescu? E nebunie, cum? E o nebunie, ce să facem? Nu putem să dăm. Doamne, pe ce program vă uitați, doamna Florentina David? Sau? Eu acum mă uit la dumneavoastră. Acum nu, dar mai devreme, la ce televiziune vă uitați? Nu știu, întindeam niște rufe, nu mă uitam la televizor. A, nu vă uitați rău la televizor, da. Butonat. Îmi pare rău. Asta e regulamentul, e foarte clar. Întindeam niște rufe. Ce, da, da, ce da. Crezi că simte da. Omul căruia îi spui? Că a pierdut 120 da. De mii? Păi, numai că ați pierdut 115. Da, vă dați seama, restul telespectatorilor care au trimis SMS-ul ca și doamna? Na, n-am s-ar nimic. S-ar supărat dacă i-am dat doamne deci și... Deci unde am greșit, domnul Diaconescu? Cum? Unde am greșit? Ați greșit odată că n-ați avut SMS valabil și pentru extragerea de ieri. Dar așa. Mai ales că atunci când v-am sunat la telefon, n-ați răspuns cu Alo OTV. Așa e regulamentul. Răspund. Îmi pare rău, așa de rău îmi pare, dar oricum aveți 5.000 de euro asta de luat. Așa trebuia să răspund Alo OTV? Da, sau cum? Despre ce a fost vorba în emisiune în seara asta? Pentru reînființarea celeacului Flacăra. Ah, e bine, e bine. Și cine a făcut extragerea? Poftiți? Cine a făcut extragerea? Cum s-a întâmplat? V-am spus
fost că printre picături mă uitam la dumneavoastră. N-ați văzut, da. Da, îmi pare rău. Deci, astea cele trei, cele trei condiții următoare: să fiți extras, ați îndeplinit-o pe prima, a doua, să aveți un SMS valabil pentru extragerea de ieri, adică să fiți considerată jucătoare fidelă, și a treia, sigur, să vă uitați la OTV în momentul extragerii. Să zicem că și pe a treia ați îndeplinit-o, dar nu aveți pe cea de-a doua, de-aia îmi pare atât de rău. Dar aveți 5.000 de euro de ridicat de la mine în zi, mâine, când doriți, când veniți la București, când aveți drum, aveți de luat banii aceștia. Din acest moment, premiul de 120.000 devine 125.000 de euro. Premiul neacordat azi de 115.000 se reportează, se adună cu cel de fiecare zi de 10.000 de euro și avem un premiu de 125.000 de euro pentru extragerea de mâine. După un generic, revenim la cursul normal al cenacului Flacăra, reînființat în această seară. Urmărește și mâine Dan Diaconescu Direct. Poți câștiga 125.000 de euro, premiul zilei. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Revenim în direct cu domnul Adrian Păunescu. Domnul Pietreanu, se mișcă bine, cântă bine, bine. Primiți în cenacul. Foarte bine, i-am și zis, vacanța mică pentru ceilalți. Vacanța mică și pentru ceilalți artiști. Pe baza asta putem porni. Porniți cu cei din vacanța mare. Acum, telespectatorii, am așa, în ordinea preferințelor. Vreau la Timișoara să începeți, foarte multe SMS-uri de acolo, la Satul Mare, de asemenea, Zalău, Vâlcea, Curtea de Argeș, dar o să le socotim spre finalul emisiunii, să vedem exact care întrunește numărul record. Unde v-ar plăcea să aveți primul concert, primul spectacol? Oriunde. Oriunde. Cu deosebire în Ardeal. Uh-huh. Cu deosebire în Ardeal, față de care eu am o slăbiciune uriașă, slăbiciune probabil și din istoria neamului meu. Tatăl, bunicul meu și-a dat copiii la școală, la școlile normale și la universitățile din Ardeal. Iar eu am pierdut pe tatăl meu când a fost arestat în 1959 din Maramureș, de la Borșa. Mă leagă de Ardeal o dragoste incredibilă. Cântăm? Nici n-aș fi om dacă n-aș recunoaște că una dintre cele mai triste clipe pentru mine, pentru viața mea, a fost aceea în care am câștigat alegerile în Orăștie, Gioagiu, Brad, Valea Mureșului și la Simeria. A fost pe locul întâi și am aflat că merge în locul meu cel de pe locul 3. Am suferit cumplit. Nu că nu mai am eu titlul ăsta, că lumea tot așa îmi zice. Dar că aș fi putut face puțin mai mult pentru oameni, eu știu ce mi-au cerut ei, nu lucruri foarte mari. Încurajarea șoselei Orăștie-Deva, protecția împotriva porcilor mistreți care le distrug grădinile și livezile, o minimă civilizație, respect față de cuvântul dat, apărarea interesului național, românismul care este acolo în Apuseni la mare preț. În cimitirul de la Țebea, la care am fost aproape în fiecare zi a campaniei electorale, sunt suficiente resurse pentru regenerarea unei țări întregi. Așa că le cer iertare celor care m-au ales și le promit că voi face în restul vieții, cu toate mijloacele de care dispun, tot ce trebuie pentru dumnealor și tot ce pot eu pentru dumnealor și pentru Ardeal. Și în primul rând voi respecta harta națională, voi respecta echilibrul social și voi respecta cu deosebire voința ardelenilor. Dacă mutăm Piatra Neamț un pic spre Ardeal, se poate să facem așa. Știu, nu vorbesc împotriva celorlalte țări. Da. Tu Ardeal, tu Ardeal, suntem oșteni, templu sfânt, templu sfânt.
munții apuse. Munții apuse, tu ardeale, tu ardeale, suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuse. Că tu ne ești vatră, că tu ne ești vatră, din piatră, și piatră, din piatră în piatră, e tăria unui neam de moți. Tăria unui neam de moți. Asta-i țara noastră. Asta-i țara noastră. Noi nu stăm în gazdă. Noi nu stăm în gazdă. Ori al nostru e risipit pe rog. Ori al nostru e risipit pe rog. Tu ardeal, tu ardeal, suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu ardeal, tu ardeal, suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuse. N-au călcat mai mari și n-au frânt barbarii, dar avem în suflet șapte pieri. Ne vibrează în sânge, ne vibrează în sânge, până la put n-a plânge, până la put n-a plânge. Clopotul ce bate la râme, clopotul ce bate la râme. Tu ardeal, tu ardeal, tu ardeal, tu ardeal, suntem oșteni, suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu ardeal, tu ardeal, suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Unde-i Avramiancu? Unde-i Avramiancu? Să mai frângă rangul, să mai frângă rangul, celor ce ardealul vor pustiu. Celor ce ardealul vor pustiu. Iată că răsare, iată că răsare, Iancu din oricare, Iancu din oricare, e în puterea fiecărui fiu, e în puterea fiecărui fiu. Tu ardeal, tu ardeal, suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Tu ardeal, tu ardeal, suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuse. Nu uitați aceasta, nu uitați aceasta, dreapta ne e brazda, și-am lucrat-o cu ale noastre mâini. Fiecare munte, fiecare munte, știe aici să cânte, aici să cânte imnul, imnul Deșteptați-vă români. Tu ardeal, tu ardeal, suntem oșteni. Munții apuseni, tu ardeal, tu ardeal, suntem oșteni. Templu sfânt, templu sfânt, munții apuseni. Nu vrem răzbunare, doar atât ne doare, se pierde, că se pierde amintirea-n val. Doamne, dă-i tărie, Doamne, dă-i tărie, unei mâini se scrie, unei mâini se scrie Biblia latinului ardeal, Biblia latinului ardeal. Da, foarte frumos, foarte frumos. Simona din Oradea, îmi povestește într-un SMS, am avut onoarea să-l văd pe domnul Adrian Păunescu la Țebea. Mi-am dat seama atunci că poetul Adrian Păunescu, chiar și atunci când tace, emană poezie. Ah, deci că... Aș vrea să fac o subliniere. Acest bărbat care a cântat Tu Ardeal, Tu Ardeal, la propria inspirație, luând firește cântecul din repertoriul cenacului, este oltean. Și aș vrea să spun încă o dată că nu-i român cu adevărat acela care nu simte preocupare prisositoare pentru Ardeal. Ardealul nu e o simplă așezare geografică pe hartă. Ardealul este suferința noastră și trebuie să fie grija noastră permanentă. Atâta vreme cât există provocatori, cât există separatiști, cât există nemernici care vor să rupă tânăra generație a maghiarilor din Ardeal și a secuilor din Ardeal de cultura națională a României și vor cu concursul unor trădători și lași din neamul nostru să facă obiectele atât de importante care sunt istoria și geografia în limba română, grija noastră pentru Ardeal trebuie să sporească. Am, nu știu dacă am aici cântecul, sper să-l am. Există un cântec mai nou, Marșul Ardealului, care m-a însoțit toată perioada
în Apuseni. E un cântec pe care l-a scris și îl cânta bietul Emilian Onciu, un mare cântăresc din satul mare, care s-a stins foarte devreme. Nu trebuie să uităm treaba aceasta. Nu avem de-a face cu un ardelean, ci avem de-a face cu un iubitor al Ardealului. Și națiunea română este mare iubitoare de Ardeal. Nimeni nu poate fi gelos pe Ardeal, pentru că Ardealul este însăși suferința. Cum zicea Titulescu în 1915, cine vede harta României fără Ardeal și nu se simte tăiat la mijloc, acela nu-i român. Așa cred și eu. Dar iubim și Moldova. Putem să cântăm? Da. De acord. Luați-vă în brațe, copii, ca pe strategice arme. Haideți cu toții la Putna, unde Măria s-a doarme. Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de rușine. Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Ridică-te, Ștefane, și vezi spirit, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Măria ta. Înconjurându-ți mormântul, Ștefane, Ștefan cel mare, reînviază o clipă că ți-am adus închinare. Tot ce ai visat o să fie, tot ce ai visat o să fie, precum lăsatul ne-ai slova, precum lăsatul ne-ai slova. Casă a dacilor liberi, casă a dacilor liberi, este și fiva Moldova, este și fiva Moldova. Ridică-te, Ștefane, și vezi sfii. Ridică-te, Ștefane, și vezi sfii. Că vremea în lume e grea, vremea în lume e grea. Credință veșnică, credință veșnică patriei noastre, patriei noastre. Jurăm Măria ta. Suntem aici toți plăieșii, iar un poet mai în gână, iar un poet mai în gână. Tragic din clopotul Putnei, tragic din clopotul Putnei, tainica doină română, tainica doină română. Cu îndoită putere noi și toți se revină. De la mormântului Ștefan sunteți o relumină. Ridică-te, Ștefane, și vezi sfii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi sfii, că vremea în lume e grea. Credință veșnică patriei noastre, jurăm Măria ta. Radu Pietreanu. Axinte. Excepțional, într-adevăr. Vreau să vă citesc doar câteva mesaje venite în ultimele momente. Zice, sunt Crisantema din Brașov, trăiesc cu emoții amintirea cinacului Flacăra și ar fi o mare bucurie să reîncepeți în Brașov. Aș dori să recite domnul Păunescu rugă pentru părinți. Altcineva spune, asta da poezie, puțin mai devreme, mi-au dat lacrimile și mi-au luat fior. Doamne, câtă dreptate în fiecare cuvânt semnează o moață rătăcită în Oradea, Mirela, cu mult respect și dragoste pentru domnul Păunescu. Alt cineva spune, exact acum 40 de ani la vizionarea unui program artistic, domnul Păunescu la Reșița a avut curajul nebunesc de a întrerupe un recitator care avea de spus că avem o țară mică. L-a întrebat cine le-a spus că țara e mică. A fost atunci primul meu dascăl de istorie română adevărată. O doamnă profesoară semnează acest mesaj. V-am citit când doar o mică parte din el. Se doare pentru România mare. Da. Da. A certat pe cineva pe scenă? Că avea... Nu, dar sunt tot felul de teorii mincinoase și jignitoare. Nu suntem deloc o țară mică. Suntem o țară ciopărțită. Suntem o țară care și-a pierdut teritorii, pe unele spre cinstea lor, politicienii de după 1989 nu le-au mai pierdut, deși se pare că era o prescripție în sensul respectiv, să ne iugoslavizăm și noi. Ceea ce
trebuie să ne obișnuim este că noi avem încă un ideal în față. Nu putem să observăm numai la alții ce nedreptăți sunt și să nu observăm că o zonă genială a României, care este Basarabia și Bucovina de Nord, sunt Basarabia și Bucovina de Nord, sunt încă înstrăinate. Îi cunosc prea bine pe noi lideri de la Chișinău, îi simpatizez pe cei mai mulți dintre ei. Mi-e frică, îngrozitor de frică, să nu se încaiere, cum, pentru că ei sunt români. Și dacă nu se încaiere puțin, nu le e bine. Români corciți cu ninja. Și... că tot timpul sunt bătăi la ei în Parlament. Iată ce. Bravo. Tare, Radu Pietreanu. Români corciți cu ninja. Da, mulți telespectatori roagă pe domnul Pietreanu să limite puțin pe domnul Păunescu, să vedem. Imediat. Pe ce credeți că dânsul a vorbit până acum? Făcea playback, eu vorbeam. Da. Eu am zis doar asta cu ninja. Ei bine, noi trebuie să avem în vedere și să avem grijă de destinul istoric al poporului român, că a fost un polcovnic nemernic și ticălos cu șlachta lui de trădători care au batjocorit istoria României, limba română, pe intelectualii români care l-au băgat în mormânt pe Vieru, care au băgat în mormânt o parte importantă din cultura română în toți acești ani. Asta e adevărat. Dar nu înseamnă că noi trebuie să acceptăm orice condiție ni se pune de către istorie. Că așa a hotărât istoria, că eu m-am certat cu câțiva dintre liderii noștri, începând cu cel de după, cu Ion Iliescu, cu care am multe compatibilități, dar care în chestia asta a fost extrem de prudent. Și îi spuneam, dom'le, nu puteți să spuneți, ne declarați nouă să nu fim sentimental cu Basarabia. Dar cu cine să fim? Cu Republica Tătaria? Suntem sentimental cu Basarabia? Că e a noastră. Că noi suntem a ei. Pentru că tata nu și-a pierdut tinerețea prin câmpia basarabeană ca să uităm noi tot acum. Este îngrozitor de trist că s-a uitat multă vreme Basarabia, așa cum trebuie multă prudență și în ce face președintele actual. Eu sunt mai degrabă un sprijinitor al său în această privință, cu deschiderea către Basarabia, dar aș vrea să fie eficient în ce face. Și să nu se lase păcălit de cuvintele miroase ale unora și ale altora. Trebuie să punem relația dintre noi și Republica Moldova pe baze realiste. Să fim sentimentali, dar să nu ne ia Dumnezeu luciditatea. Și să încercăm, nu prin simple cuvinte, ci prin crearea unei realități economice, care, din păcate, nu există nici dincoace de Prut. Să redobândim dreptul nostru istoric la regăsirea fraților. Nu uitați că și la ora asta sunt oameni de super calitate în Republica Moldova. Oameni care au pătimit toți anii ăștia ca hoții de cai. Dar ca hoții de cai muscali. Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, cum îl cheamă, Dumitru Matkovski, Andrei Strâmbeanu, Vartic, care a și murit, Dumnezeu să-l ierte. Ion Vartic. Nu mai spun de marele poet național Grigore Vieru, care a murit în condiții foarte ciudate și a murit înjurat și dat în judecată de ziarul oficial al comuniștilor de la Chișinău, Moldova Suverană. Ca și Aldea Teodorovici și Aldea Doina. Teodorovici și Doina. Cum putea să doarmă șoferul în 40 de kilometri? Și cum să moară ei și șoferul să fie întreg? Sunt multe, foarte multe necunoscute, dar cea mai importantă chestie este să nu uităm că problema Basarabiei nu este, cum a zis un cum să-i spun eu, un om deștept, dar uneori imprudent și egoist. A zis la o emisiune de televiziune că, dom'le, ce dăm noi bani Basarabiei? Noi n-avem noi și dăm Basarabiei. Păi, dom'le, când e vorba de frați, când dai fratelui, e ca și când ți-ai dat ție. N-ar fi cazul să gândim și așa? Ce-am dat 100 de milioane sau nu știu cât? Și? Excelență, eu am o problemă cu cei care n-au venit, că n-au putut să vină sau n-au vrut, vorba noastră, dacă le deam câte 1000 de euro, veneau. Dar am găsit cât un locuitor pentru fiecare. Hai. Și vreau să vă demonstrez. Dar stai puțin, n-a venit.
CD-ul ăla, domnule? Da, o să vin. Da, o să vin. Hai să ascultați, că vorbim de Basarabia. Hai, puneți CD-ul. După un foarte, foarte scurt moment publicitare, venim imediat în direct cu Cena cu Flacăra, vedeți, totul este aici live. Venim imediat, reamintesc că două familii alese tot de domnul Adrian Păunescu vor avea ocazia să-și mobileze casa gratuit în această seară cu mobilier de la Casa Rusu, dormitor și sufragerie. Doamna din Bacău a câștigat mai devreme 5.000 de euro. Să vedem cine ia dormitorul, cei care dați SMS la 1333. Revenim imediat în direct. Doamnelor și domnilor, până la 30 mai 2010... Sticla cu Report o găsiți în orice magazin din România, pe orice raft. Sticla cu Report vă poate aduce garantat în fiecare zi câte 5.000 de euro fiecăruia dintre dumneavoastră, iar în cazul în care trimiteți un cod și cu o zi înainte de extragerea câștigătoare, primiți încă 5.000 de euro bonus. În cazul în care nu ați trimis un cod cu o zi înainte de a câștiga, acei 5.000 de euro se reportează până când va veni într-o seară un câștigător care nu a apucat încă să evolueze pe scenă și probabil reînființarea Cenacului Flacăra. O să vedem la în care localitate vor veni pentru întâia oară din nou în acest an. Vă rog, eu trimiteți SMS-uri la Dan Diaconescu, nu la mine, că au început să trimite la mine pe telefon. La 1333 puteți spune în ce oraș ați dori să vină pentru prima oară cei de la Cenaclu. Domnul Adrian Păunescu vă promitea acea melodie extraordinară cântată de... Deci o piesă a lui Grigore Vieru, a lui Ion Alde Teodorovici, cântată de fetița Maria Crăciun din Galați și care avea să ia acum câteva două săptămâni un mare premiu la San Remo și de marele cântăreț Săraru. Haideți să ascultăm această piesă și pe urmă o să rog pe domnul Radu Pietreanu să imite pe Adrian Păunescu să vedem dacă îi reușește și cum. Zice cineva cea mai tare...
și gândeam, voci de senzație. Acestui copil vor să ia 15% din alocație. Da, da, da. Aha, sigur că da. Dacă nu i-ar fi și luat. I-ar fi luat deja. Domnul Pietrenu, imitați puțin pe domnul Bonescu? Am mai făcut asta acum 10 ani. După 10 ani. Și-a luat permisul. O să încerc să recit, acum că nu mă aude nimeni, decât dumneavoastră cei 150.000 de oameni de pe stadion, o poezie, domnul Tudor. Ascultați-mă, prieteni, nici nu o să mai fie iarnă, a trecut prin țară Tudor ca un tânăr zeu român. El avea pe cap cilindru și avea în mustăți o armă și cădea pe cal în paloș fără tacă, paloș spân. Și l-au îmbrăcat 5 râuri și numite toate jiuri și l-au îmbăiat 5 gorjuri și mantaua boarului. Și de unde să mai fie iarnă când acele jiuri au sorbit toți norii roșii din sud-vestul soarelui? Am stat doi cu ochii clește, parcă înzăându-i chica neagră care în falduri tulburi peste umeri bobotea. El a alunecat cu calul, a surâs, n-a spus nimica. Mângâind cu frâul, capul spânzurat de șaua sa. O, n-o să mai fie iarnă, a trecut prin țară Tudor, calul flutura copite și județul avea mers. A trecut Vladimirescu viu, prin aer, zeul multor stele de deasupra noastră, care ard în univers. Astfel vin subit bărbații de prin marile morminte, unde crește în fierbințeală tronul lor adânc de somn. A rămas Vladimirescu închegat pe un cal fierbinte, răsturnat ca o grădină peste țara lui de domn. Aplauze pentru acești tineri talentați! Parcă a imitat mai bine Radu Pietreanu pe Adrian Păunescu decât Adrian Păunescu. Eu mă imit prost. Dar nu știți că la un concurs cine imită mai bine pe Charlie Chaplin, a participat și Charlie Chaplin și pe locul 3 sau 4. Da, cred. Da, asta e și chestia aia cu Piliuță pe care l-au invitat la IGP, IGM. Se vede că sunt multe tablouri false care sunt puse pe numele lui. Și au arătat un hangar întreg de tablouri și la sfârșit el a zis, lăsați-l așa că-s bune. Da, da. E foarte bună. Da. V-am spus că am adus înlocuitor pentru cei care n-au putut să vină sau n-au vrut să vină astăzi. O voce de excepție îl veți cunoaște în această seară pe Florin de Cuseară de la Megidia, oraș și Dan Spătaru, nu? O să ne cânte o piesă de la Ducu Berții. Hai, Florin, să ne cânti această melodie. Deci am locuitor pentru cei care au venit, care n-au venit din București. Da, m-am deplasat eu de la Megidia. Noul membru al Cenacului Flacăra. Zice o trăsătoare, mă numesc Adriana, am fost concepută în timpul unui spectacol al Cenacului Flacăra la Alba Iulia. Mama a zis că nu știu, nu se înțelege, că în timpul unei melodii ceva cu la Alba Iulia în catedrală. Se o cânta și ei. Deci, mai devreme. Ce se întâmplă? E demențial. E tare, nu? Da. Când dracu să fie concepută? Nu era lumea acolo. Păi nu știu, poate erau într-o casă care era în apropierea stadionului. Rândul întâi era de fete, rândul din spate de băieți și mergeau în același ritm. Normal că spunea Adrian Bănescu, iubiți-vă pe tunuri. Da, da, da. Și treceau la propriu. Să ascultăm noul membru al Cenacului Flacără. Dar a zis că vreți să faceți acum altfel de Cenacul. La ce vă referiți? Adică faceți selecție altfel sau da, cum? Da, să pornim o treabă nouă. Că, ce să mă rog eu de cei care mă rugau ei pe mine? Da. Și pe care cei care vor să intre în Cenacul nostru, să-i ascultăm, să trimite SMS-uri la OTV, facem o preselecție. Și la mine poți să spun. Și faceți oricum vedete, nu? Eu am un telefon oarecum ușor de memorat. Nu, că după aia vă sună toată lumea. Nu contează. Acum, e tare, domnul Bunescu, îi dă telefonul pe post. De acasă. De acasă. 311-3388. Aha. Deci 311-3388, acum va fi ca la Gara de Nord acolo. Nu-i nimic. La informații. Facem și Gara de Nord. Doamne, ăștia să fie. Nu, deci, nu. Al doilea Ducu Berții, Florin de Cuseară. Ai vrea? O să am nevoie și de ajutoare, poate mă ajut și pe mine. Ar vrea Ducu Berții. Da. Hai. Hai. Haideți. Eu care voiam într-un an al și al decor, eu care spuneam prealesne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Eu care veneam acasă cu un surâs formal, monoton spunând același monolog banal. A plecat, mi-am zis, dar n-a fost așa, o iubeam numai pe ea. Simt că fără ea
gira. Casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice să mai întorc din drum. Am zărit-o pe o stradă pentru o clipă doar, să-i vorbesc și să mă apropii. Era în zadar, ea care mă aștepta plângând. Când eu uitam să vin, mă privea acum ca pe un străin. A trecut atâta vreme de când a plecat, dar abia acum e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine în gând, o iubesc mai mult decât oricând. Simt că fără ea nu pot respira. Casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice să mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira. Casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice să mai întorc. Eu care voiam într-una al și al decor, eu care spuneam prealezne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. 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 Și acum e rândul vostru. M-am îndrăgostit numai de ea. Excelent. Super excelent. Voce, super voce. Domnul Păunescu, da? A trecut testul. Luați în cenacul. E foarte bun. Când foarte live. Cântă, foarte semnat live. M. Când da? Te văd la fereastra de o piesă. Nu, hai să înveselim puțin atmosfera să cântăm. Dacă... Știi ce e impresionant? Sunetul de dincolo de aparențe. Ăla care nu dă impresia de tinichea, ci dă metal gros, mm-hmm, profund. Voce, voce metalică, se, adevărat. Da, se sprijină pe... Adică o voce cu testicole, cum se spune. Da, da, da. Da, da, unde sunt testicole, mă tem să nu fie și... Da, și microfon. Înainte de melodia următoare, zice... Da. Poate o cântăm împreună, măcar pe asta, da? Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sat, sub nu știu care pat, sub nu știu care pat. Pititel cât un cer cel, stă pitit un șoricel, tremurând bietul de el, fiindcă plase dintr-o carte, fiindcă plase dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care bară, într-o nu știu care sat, sub un nu știu care pat. Nici prea mare, dar nici mică, stă pitită o pisică, tremurând și ea de frică, fiindcă plase dintr-o carte, fiindcă plase dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care bar, într-o nu știu care sat, sub un nu știu care bar. Terminând de ros un os, și-a de un câine zdrențuros, fiindcă plase dintr-o carte, fiindcă plase dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care...
de sat sub un nu știu care parzi. Stă pipitul șoricel, ai sărit, păi nu știu de, era cu pușca. Vin ca plasă dintr-o carte, vin ca plasă dintr-o carte, într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sar, sub un nu știu care par, într-o nu știu care sar. Vezi dacă m-ai încurcat, tremurând și ea fricoasă. Într-adevăr e live, dar nu, nu așa. Vin ca plasă dintr-o carte, într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sar, sub un nu știu care par, într-o nu știu care sar, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sar, sub un nu știu care par. Mititel cânt-un cercel, stăpitit un șoricel. Mititel cânt-un cercel, stăpitit un șoricel, stăpitit un șoricel. Da, foarte frumos. Zice un telespectator, dintre toți intelectualii vremii, mi-a zguduit viața Adrian Păunescu din toate închieturile. Mi-a dat sens vieții, a produs în mine pofta de a citi toți mari scriitori români. Fără această zestă aș fi fost un gunoi. Rugați-i să vă povestească o întâmplare cu Ceaușescu la Bacău, unde se mai aflau și alți scriitori, Băieșu, Ioan Alexandru, Pituț. Cu Băieșu în cameră, un colonel. E ceva senzațional. Și dacă tot l-a așezat în noi pe Esenin, poate ne recită și o poezie de geniu a poetului rus. Ce e cu Ceaușescu la Bacău? Da, e lungă. Eram foarte tânăr și eram la amfiteatru cu Băieșu, care era redactor șef, Dumnezeu să-l ierte. Și cu Paul Everac, Dumnezeu să-l țină, și cu Ion Horea, de asemenea, un mare poet. Și n-am mers la, în județul Bacău, ci eram 66 și am mers în regiunea Bacău. Și după o călătorie lungă prin județ, prin regiune, au venit în fața hotelului Ceahlău oamenii cu făclii, cu nu știu ce, era prima perioadă și realmente îl iubeau oamenii. Era o atmosferă romantică. Eu eram băgăcios, îmi plăcea foarte mult să mă aflu acolo unde se petrece istoria, ca și ție, așa, cu alți președinți. Și la un moment dat, pe un balcon s-a pus o instalație de sunet, n-au împământat-o bine, s-a curentat Ceaușescu, a fost cercene colotele. Mi-a zis, dă mâna că nu te curentezi. Și a zis, nu vă dau. Și a vorbit despre acele locuri, despre Hogaș, despre Bacăovia, despre Sadoveanu. Și a zis, să avem cu... Noi, era ora 1 fără 25 noapte. Și avem și cu făcliile. Și avem lângă noi niște scriitori. Unul dintre ei e tânăr și talentat. Și l-am adus cu noi ca să vadă realitatea. Și i-am zis să recite ceva. Și el a zis că nu. Pentru că el crede că se nasc genii la ușa cafenelii. Cum zice Eminescu. Da. În scrisoarea treia. Cum zice. Și atunci i-a zis din spate, nu doar așa Ceaușescu, dacă e problema așa, recit. Da, e problema așa. Vino și recite. Și m-am dus și avem un poem lung. Noaptea era columna lui Decebal. Lung. Care era ideea? Există o columnă lui Traian, noi românii să facem columna lui Decebal. Din trupurile noastre, era o idee. Și cu italieni sclavi, sculptați pe ea, așa. Numai să avem tăria să facem monumentul. Și când ziceam, părintele nostru e Decebal, părintele nostru bătrân, m-am retras de la microfon și lumea a hăulit că dacă e în program. Și văd că se ridică mâna lui Ceaușescu. Stați, tovarăși. El până atunci fusese deschis, cum să vezi ce spune aici.
Da, e adevărat că părintele nostru e Decebal. Dar părintele nostru e partidul. Cine ne-a dat această libertate de a ne întoarce în istoria noastră la strămoșii noștri? Nu partidul. Și eu zic, tot așa, dar cine ne-a luat-o? Să mai terminăm cu chestia asta. Bun. Și a început teoria că trebuie să cunosc viața, că uite, e nevoie să vină scritorii. Și m-am dus să mă culc. În spatele meu apăruse Băieșul, care de la început n-a vrut să vină, era frică. Nu, mai că se ia de noi. Noi făceam revista Amfiteatru. O să spună că facem, mă, facem niște desene aberante acolo, abstracte. Și era într-o pijamăluță cu hainele peste, ați venit să mă ia de acolo, să nu fac vreo... Noi stăteam în aceeași cameră. Și mi-a spus, bă, să vezi ce am pățit. Bă, când a început să bubuie ăsta cu tine, bă, am spus, ți-am spus, credeam că ai venit în pat. Ai văzut, mă, ți-am spus că toți sunt la fel. E un nenorocit, mă. Niște criminal, mă. Ferește-te, rei! Și ce am zis, ce n-am zis? Și la un moment dat, din partea de vis-a-vis, unul a zis, toarește Băieșu, vă înțeleg, sunteți supărat, sunt colonelul Rotaru, nu vă ține minte ce a spus. Nu mai țineți minte. Nu mai țin minte ce a spus. Băgați era un colonel acolo. Da. Bietul Băieșu. Dar nu știți bancul ăla cu doi crocodili pe malul Nilului? Nu. Și unul zice, ce frumos e Nilul ăsta. Celălalt, da, și Volga noastră e frumoasă, toar și colonel. Știi, și Domnul Păunescu știe bancuri multe. Campion la bancuri. Bancul lui Nikita, cel care îi plăcea enorm, era ăsta cu un cu făt frumos visat de o fecioară care stătea în pătuc și visa că vine făt frumos și ea spunea, a, și făt frumos făcea pasul spre odaie, ea spunea, a, făcea pasul în odaie, dădea perdeluța la o parte, ea spunea, se apropia de pat, intra în așternut lângă domnișoara, nu, a zis ea, la care făt frumos i-a răspuns, mă rog, vă privește, e visul dumneavoastră, domnișoare. Da. Dar vă ajungeau la urechi bancul despre Adrian Păunescu? Da, ajungeau. Și cum le... Erau, sigur că erau și unele porcoase, erau unele foarte spirituale. Eu știu... La Ceaușescu, la vânătoare, cu Delta. Da. Cu rața, Geto, dacă. Și moartea tot mai zboară. Era foarte bun, ăla era foarte bun. Da. Și era, spirit. Era pe o anumită schemă de gândire. Era foarte bun. Celălalt, nu contează în el să iasă să fie și de rasă. Era unul grozav... dau Eminescu legat în piele contra Păunescu legat oricum. Da. Vine Axinte acasă și întreabă pe tata, pe Costel, mă, tătică, ce înseamnă, mă, prosperitate și criză? Că am auzit de criză, prosperitate. Și mă, Axinte, prosperitate ce să însemne? Amante, șampanie, limuzină, cum are Diaconescu? Și criză ce înseamnă? Criză, tramvai, sifon, măta... Ia, o să arăși în spate. Da. O fi colonelul. Da, colonelul. Să trăiți. Nu, doamne. Păi nu vă temeți, nu vă ține minte nimic. Da. Mai cântă folteu ceva? Cântați, da. Acum... Pentru că a venit Tama în Târgoviște, unde este, a fost capitală Târgoviștea odată și capitală muzicală. A fost și va mai fi. Da, și va mai fi. Mulți lăsători roagă pe domnul Păunescu să recite diverse poezii, de la repetabila, da, povară. Poți până... să recit eu din Păunescu? Da, puteți să recite. Dor de Bacovia. Ce acum, când cade toamna pe pământ, ca un coșmar al unei boli ciudate, acum să trecem prin acele sate în care merele în meri mai sunt, acum să ne iluminăm de tot, până în adâncul inimii și al firii ce disperare cum se duc martirii și a striga plecarea nu mai pot, foioasele în focul toamnei ard, mușcate trist și dureros de lună, când turturelele se despreună, acum, noi doi, în focul revanșard, acum, atât de singuri pe pământ, să recităm Bacovia plângând. Acolo, mușcate sângeros și trist de lună. Da. Superb!
Dar știe domnul Pietreanu, vedeți, vă știe toată opera. Câte poezii știți de Păunescu? Lasă-mi cărțile la rând să le învăț. Într-adevăr, Pământul deocamdată, Biez, Lampagii, toată trilogia aia. Poezii de până acum rezervate. Dar care e cea mai tare, domnul Pietreanu, care e cea mai tare poezie a domnului Păunescu? Următoare. Care a scris o mache pentru domnul Păunescu, a scris o acum două ore. Mai astăzi? Telefon și... Hai până să pregătesc. Eu nu sunt poet, dar și o să se vadă. Dar mi-am permis să scriu câteva gânduri, că tot am fost chemat aici. Măria ta, așa-ți spuneam pe vremuri, măria ta, atât de bun ne-ai fost. În scrisul tău nu te-am simțit că tremuri, oricât te apăsa câte un prost. Cât te-am iubit, doar Dumnezeu o știe, dar recunosc m-ai și dezamăgit. Dar tu ești monumentul poezie, ai harul Domnului și ești blagoslovit. Ar trebui cu toții, la oaltă și fanii, dar și cei ce te-au hulit, în mâini cu un ciocan și cu o daltă, să ne apucăm normal de dăltuit. Să-ți facem o statuie cât mai ești, iar la picioare flori și un de lemn și cimbru, pentru că în toate rezervațiile omenești ai mai rămas doar tu, singurul zimbru. Mulțumesc! Cu plăcere! Foarte emoționant! Marian Nicolescu, da. Un SMS de la Marian Nicolescu spune, în 1996 am sponsorizat două spectacole, totuși iubire, ale domnului Păunescu la Galați. A fost și răpăsatul mare poet român Grigore Vieru și neuitata Tatiana Stepa. Așa. Domnule Adrian Păunescu, aveți stima și considerația mea dintotdeauna și mereu al dumneavoastră. Vezi? Așa e, domnule Foarte Nicolescu, mulți, vă țin minte. Mulți oameni alături de Atunci dumneavoastră. Atunci începem cu Galați. Aș zice că acolo ne-a zis, ne trebuie un ciocan și o daltă să... În mâini cu un ciocan și cu o daltă să ne apucăm normal de dăltuit. Să-ți dăm la cap, precum s-a stabilit. Bine, domnul Păunescu face... Odată, da? Să nu dați banii sculptorului să-mi facă statuie, turnați direct cinemen pe mine, că stau în poziție haioasă. Dar făceați poezii în timpul spectacolului, am înțeles. Făceam bane. Și... Făceam și multe mi-au ieșit extraordinar. Contează cel mai mult în viață starea de spirit. Puterea de a renunța la fleacuri și de a te concentra într-o stare de spirit. Da, știi, istoria cântecului Bat clopote sunând de reîntregerea, când veni să hrușcă cu un cântec de dragoste. Iubita mea, întoarce-te la mine. Și în timp ce-l cânta, Adrian Păunescu scria versurile respective. La face. Acum pe aceeași melodie cânta asta. Da, în timpul spectacolului. Dar gândește, exemplu, rugă pentru părinți. Asta este scrisă de la primul vers până la ultimul în 15 minute. Aveam o nebunie în mine. Dar în timpul unui spectacol? Sau nu, eram la Sinaia. L-am luat pe învățătorul Hrușcă din Maramureș și l-am luat într-o cabană din Sinaia, împreună și cu Valeriu Popa și cu aveam un doctorul mare, Băcanu. Cum era Gipsane, cum era Hrușcă, cum avea sacul... Și săracul ea. Și l-am trezit într-o noapte și am zis, coborăși cu chitară. Și am scris trei cântece. Atunci, asta în preț de 50 de minute. Întoarcerea țăranului, la, cu perechile, mă rog, rocul ăla, și rugă pentru părinți. Pentru părinți. Dar ea și el sunt la fel. Dar ea și el sunt la fel. Pe toate scenele din lume, mereu aceeași. Mereu aceeași doi. Hai să le cânte folk. Până se ajungă la ce oameni sunt în scenă, cenzura considera că ei doi. Da. Dar rugă pentru părinți de la început până la sfârșit. Enigmatici, cu minți, terminând, o dictam, parcă mi-o insuflase cineva. Și asta să putem să fie cea mai tare. Da, asta nu știu să rămâne. Noastră. Pot să fac eu oricâte efort. Am mai văzut un exemplu al dumneavoastră când la un interviu v-a zis, puneți o poezie, compuneți acum în fața camerei, fără pix, fără nimic, despre moda în iubire. Aoleu, ce mi-a plăcut aia. Nu mai știu. Și ați început așa, cu încurcișată, cu incomodă, căci în iubire nu există modă. Da, și a spus-o pe loc, cred că nici n-ați mai notat-o. Nu, păi nici nu țin minte. Aveți multe poezii pe care le-ați făcut și nu le-ați mai scris. Ia prezentații în felul dumneavoastră, așa, grupul Folk T din Târgoviște. Grupul Folk T din Târgoviște a adus în Cenacul Flacăra o doză extrem de necesară, poate chiar polemică, aș spune acum, după atâția ani,
de muzică de sorginte și de extracție românească, valahă din sudul României, vocea extraordinară, una dintre cele mai înalte și cutremurătoare voci ale scenei, era Lorin Stănescu, pe care fiul său îl urmează la primul microfon al trupei. În orice caz, în CD-urile Cenacului Flacăra sunt prezente câteva din capodoperele populare, simplificate și adâncite, așa cum s-ar cuveni să facă mari artiști ai identității. Așa, da, vedeți, prezentare spontană, da. Foarte frumos, foarte frumos. Spune un interesator, mă numesc Aurel Iacșa. Sper că marele român Adrian Păunescu își mai amintește de mine. Suntem și vor fi alături de dumneavoastră. Stop.
Iar și moții merg să doarmă în pace, a trecut Maria s-a plecat. Bac, bac, mii de clopote n-ardeal, Crăciunul să-l vestească iar. Și moții merg să doarmă în pace, a trecut Maria s-a plecat. A trecut Maria s-a plecat. Anis peste păduri, ninsori încete, și-a roată miroase prin goruri. Când Dumnezeu coboară pe la petre, să spună despre ea cu rugăciuni. Bac, bac, mii de clopote n-ardeal, Crăciunul să-l vestească ea. A trecut Maria s-a plecat. Bac, bac, mii de clopote n-ardeal, Crăciunul să-l vestească iar. Și moții merg să doarmă în pace, a trecut Maria s-a plecat. A trecut Maria s-a plecat. De ninjia Buzen un dorm ajunge, și mi se face sete de ardeal. Aș vrea să-l văd din nou pe Iancu când ninge, cu umbra sa trecând voie vodal. Bac, bac, mii de clopote n-ardeal, Crăciunul să-l vestească iar. Doarmă în pace, a trecut Maria s-a plecat. Bac, bac, mii de clopote n-ardeal, Crăciunul să-l vestească iar. Și moții merg să doarmă în pace, a trecut Maria s-a plecat. A trecut Maria s-a plecat. Da, foarte frumos. Vă aduce cineva aminte o întâmplare la Valea cu Pești Vidraru? Era de față și Doina Teodorovici și a spus acolo: de ce trebuie să mor ca să fiu recunoscut mare poet? Da, e adevărat. În județul Argeș, undeva spre Amonte, la o cabană superbă, am fost cu Carmen, cu Doina și Ion și cu încă alți prieteni. Și a fost o desfășurare de sincerități. Și m-am înfuriat. De fapt, și acum sunt puțin, cum să spun, în apropierea unei furii. Pentru că îmi dau seama în ce hal sunt terfelite valorile, chiar privind felul în care sunt purtat eu de colo-colo. Domnule, eu sunt un om vital, vitalist, capabil de fapte extraordinare. Eu n-am găsit încă, în toți acești ani, o televiziune, nu mă refer la OTV, mă rog, pentru că totuși ai avut, toți au avut ideea, o televiziune care să zică: domne, ești mai bun ca mulți. Fă, domne, și în a ta chestia asta. Le e frică de mine. Le e frică și... știu că nu mă pot manevra. Eu nu pot să fac politica nimănui. Eu sunt Adrian Păunescu de la începutul și până la sfârșitul cartelei mele de viață. Eu nu pot să urăsc. Eu și în polemicile mele n-am capacitatea de urâ, pe care, de exemplu, avea tata. Tata a stat supărat cu un vecin timp de 35 de ani. Până i-am zis eu într-o zi: bă, tăticule, hai mă să mergem să-i băgăm niște cuțite în el. Cui, mă? Păi, mă, păi de ce? Păi dacă tu stai supărat, spuneți, bă, bună ziua, dă-o dracu de treabă. Fiind vecini, mai trebuie să vă și urâți? Împăcați-vă. El era așa. Bunicul meu la fel era. Eu nu sunt așa.
Am luat de la mama o parte din moliciunea asta sufletească. Mie mi-e milă. Eu când îi văd pe dușmanii mei îmbătrânind, mi se înlăcrimează pumnul cu care vreau să-i pocnesc. Asta este istoria. Primatici cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i, Doamne, înapoi, că-și așa au dus-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, lumânări în chip de lut, nu mai știu, parcă tac și parcă ning, plin de bol și suferinț, plin de bol și suferinț, ne-ntoarcem în pământ, ne-ntoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți, mângâiați pe părinți. Cât mai suntem, cât mai sunt, cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți, mângâiați pe părinți. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin de ceva, dă un ordin de ceva, să-i mai poți întârzia, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început, să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, au plătit cu viața lor, ale fiilor erori, ale fiilor erori. Făine muritori, Doamne, făine muritori, pe părinții care mor, pe părinții care mor. Doamne, făine muritori, Doamne, făine muritori, pe părinții care mor, pe părinții care mor. Da, extraordinară melodie. Daniela Costioaie din București, să vă dea Dumnezeu sănătate, domnule Păunescu, datorită dumneavoastră am astăzi casă. I-ați făcut rost de casă, domnule Daniela? Da, mă ocupam cu chestia asta când reprezentam ceva, ori la Flacăra, ori în Senat. Nu cred că e rușinos, cum îmi spunea un dobitoc la o emisiune cu Marius Tucă, ăla era un tâmpit, știi? Marius la Potolic, da. Îmi spunea, ce domnule asta dădeați butelii și case? Și îți bă, dobitocule, tu râzi că ai avut. Dar aia care n-aveau, găseau în mine un punct de referință, găseau în mine o instanță de apel. Și eu am ascultat. Pentru că eu știu ce înseamnă să nu auzi pentru că ai. Mai există specii care fac asta. Cocoșul de munte, când cântă el, nu mai aude nimic. Nu putem să... Eu așa cred. Dar acum sunt izolat, sunt un condamnat, un captiv al vremii mele, nu pot face aproape nimic. Dar ziceam că sunt la atâta să mă înfuri. Ce o să-mi facă? Și așa, 66 spre 67 înseamnă mult. Că nu o să zică nimeni, dacă mă omoară cineva, nu o să zică nimeni, domne, uite, precoce am murit. Nu precoce. Nu precoce. Uite, de exemplu, spun o chestie. Eu nu suport ideea că un om care a făcut atâta bine la Craiova, Antonie Solomon, și cu care era încertat, asta e culmea, el a plecat din partidul în care eu l-am adus și eu
l-am lansat. Și a plecat la PDL. Drum bun. M-am supărat pe el. Dumnezeu, dacă ne la necaz omul. Și când știu că a făcut mult mai mult rău, evident, decât bine presupus, mult mai mult bine, evident, decât rău presupus, nu pot să mă ocup de bambilici. E o situație grea. Am făcut în vremea lui Ceaușescu lucruri incredibile. O spun încă o dată. Aici a venit la dumneata în emisiune un om ca să-mi ia apărarea. Un om, mă înjura un, așa, un... Și a venit un om și a spus, domne, eu vă spun ce a făcut ăsta. L-a scos pe tata din pușcărie. Tata lui era țăranul Marin Ciucă din Măldăieni, județul Tellerman. Și l-au băgat în pușcărie și tot, și l-a băgat tot șirul de activiști care deveniseră complicii acelei nenorocite concepții că dacă e cineva care atentează la proprietatea colectivă, ăla nu poate avea iertare. Proprietatea colectivă era curtea. Ăla s-a crezut prostul, amărâtul, că dacă are o curte, e a lui. Mai ales că spunea domnule Păunescu, domnule, eu am câștigat în două război mondiale curtea asta. Eu sunt veteran. Spuneți-l domnul Ceaușescu că eu asta. Și m-am dus din treaptă în treaptă. Nicu, bietul de el, mi-a zis, băi, nu poate face nimeni nimic. Știu, toți te reclamă pe aici că ai fost la Teodor Roman, primul secretar, că ai fost la Olteanu, secretar cu propaganda, că ai fost, l-ai sunat pe Bodunescu, șeful miliției, și l-ai amenințat. Și mi-a spus, băi, frate Bodunescule, eu te-am iertat când ai furat o carte. Nătan, nu ierți pe un țăran când crede că e stăpânul curții lui? Nu, că nu mă bag. Fost la Madame Filipa și am fost, nu. Era proprietate intangibilă, da? De stat, adică a nimănui. Și Nicu mi-a zis, du-te la taică-mă, că te ascultă. E atent la ce spui. Și am cerut audiență, m-a primit, i-am spus, i-am adus și memoriul lui Marin Ciucă. A fost extrem de emoționat de ce a auzit. Zic, mi-a zis toate și mi-a spus, uitați-vă la copiii mei, sunt mai slabi. Eu mă duc și în al treilea război mondial, că am auzit că are nevoie domnul Ceaușescu de... Era în 82 cu chestia cu pacea. Dar zice, un singur lucru să nu-mi ceară, că atunci mai bine rămân în pușcărie. Ce? Pământul. Ăsta nu îl dau. Nu pot, că nu e al meu. L-am primit de la bunicu, l-am primit de la tata. Uite, asta e un caz interesant pentru un reportaj adevărat. Pentru că asta este, să zice, latura aia concretă a patriotismului. Și a cerut hârtia și a scris pe ea să fie, să uita de la distanță, că să fie eliberat din ordinul meu, Nicolae Ceaușescu. Și l-am eliberat. Nu pot eu acum să conving pe contemporanii mei că nu se pot purta așa cu Solomon, pe care nu l-au dovedit vinovat. Îi caută vinovăția acum. Înțelegi, Dane? Da, știu. Dumneavoastră țineți la un om care e în tabăra adversă. În tabăra adversă. Din iar cei din tabăra adversă, care l-au în tabăra lor, fac tot ce depinde de ei ca să-l îngroape cât mai adânc. Nu se poate așa ceva. Nu știu, dar nu mai înțeleg nimic. Care este, până la urmă, relația omenească aici? Vor să pară toți curați. Ei nu intervin pentru nimeni. Dar miliardări sunt. Dar pot face orice. Nu se poate asta. Este o chestie intolerabilă. Și istoria îi va pedepsi. Pentru că, până la urmă, ceea ce a fost rău va redeveni rău. Soluția rațională este să ascultăm ritmul firesc al naturii. Nenorocerea e că toată lumea se bagă în politică pentru că nu are o alternativă. Pe ce să fim rivali? Și haideți să facem chestia asta, pe patriotism. Da. Cum era Cenacul Flacăra, fiecare por al fiecărui om din sală emana de patriotism, chiar dacă numai în perioada spectacolului respectiv. Dacă le dăm o altă preocupare, să strige altceva în afară de sloganuri, să strige niște refrene. Așa, eu zic că ar fi o soluție. Acum, să... Fac americanii cu steagul lor arborat peste tot, îl bagă și în torturi, da. Se îmbracă în el. Ei și acum pomenesc festivalul de la Ustoc din 69. Eu am văzut scene apocaliptice
și luminoase în American, New York, pentru că eu am fost cu ocazia nenorocirii de la Gemeni. Și am văzut reacția poporului american, ales de poporul american cel mai semnificativ, New York. Adică numai poporul american din Sud, care e plin de patrioți și de, cum să, de conservatori. Nu, a nebunilor din New York, care, dom'le, mergeau cu steagul american.